Autoritățile au făcut public un nou bilanț al cazurilor de COVID-19 în România. Astfel, datele oficiale arată că până astăzi, 30 aprilie, pe teritoriul țării noastre au fost confirmate 12.240 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre cele confirmate pozitiv, 4.017 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategic au fost înregistrate 262 de noi cazuri de îmbolnăvire. Totodată, până acum, 695 de persoane Diagnosticate cu infecție cu covid-19 internate în spitale din țară au decedat. În județul nostru, numărul celor infectați este 72, la fel ca și în ziua precedentă. De asemenea, au rămas la nivelul zilei trecute numărul maramureșenilor care s-au vindecat, 54. În izolare la domiciliu se află 209 maramureșeni, iar în carantină 318. Aceștia din urmă au venit în țară din state situate în zona roșie de risc și, în conformitate cu procedurile stabilite, au intrat în carantină instituționalizată. Avem cu 22 de persoane mai multe în izolare și cu 13 mai puține în carantină. Autoritățile maramureșene au informat că din punctele de trecere a frontierei de stat au fost preluate și conduse în carantină instituționalizată în ultimele 24 de ore 14 persoane venite din state aflate în zona roșie de risc. Autoritățile județene mai informează că în ultimele 24 de ore au fost verificate peste 180 de persoane cu privire la respectarea măsurii de izolare la domiciliu. S-au aplicat 70 de sancțiuni contravenționale în valoare de 124.885 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale. De asemenea, au fost depistate și sancționate contravențional 62 de persoane care nu au respectat interzicerea deplasării în afara locuinței sau gospodăriei în conformitate cu prevederile ordonate stanței militare 3